Apple a anunțat aseară noile modele de iPhone. De acum au baterii mai mari, camera mai bună și procesor mai rapid. Cel mai scump model costă 1600 de dolari, preț fără TVA. Tot aseară Tim Cook a anunțat noua generație Apple Watch, dar și o tabletă mai mică. Marian Andrei, bine ai revenit! Facem conversia în 1904 euro, știu, am reținut. Bravo! Bună dimineața din nou! Într-adevăr, este o cifră care îți rămâne... Îți rămâne, în timp îți rămâne cu aer da. în buzunar. Da. Mai ales un telefon da. pe care îl poți scăpa foarte ușor și să ți-ai rămas bun atunci oh, pe loc da. de la el. Dar n-aș fi vrut să fiu atât de pesimist în această dimineață. Rămăsesem cu discuția la ceasuri uh, și avem așadar aici, unul lângă celelalte, uh, cele trei uh, ceasuri pe care Apple le vinde cumva în această uh, perioadă. Mai puțin, mă rog, Siri 6 care se transformă în SE. Așadar, pe Series 7 avem un ecran cu 20% mai mare, se vede un pic diferența, aici avem marginea asta care este foarte mare, în schimb pe Series 7 pare așa dintr-o singură bucată. Ciudat e că ne-am fi așteptat ca uh, Siri 7 să arate un pic mai pătrățos, similar cu iPhone 12, însă, iată, nu este așa. Practic, orice scăpare pe internet a fost uh, desfințată aseară. Și un lucru foarte interesant, Apple nu a anunțat când o să fie disponibil acest ceas pentru cumpărare, ci mai degrabă a spus că uh, mai peste câteva luni, mai târziu la toamnă. Suntem deja, iată, în acest timp a început, dar nu știm exact când o să vedem acest Siri 7. Semn că Apple are probleme cu producția, criza de chipuri, iată, afectează și cea mai mare companie din lume. În rest, nu sunt alte funcții interesante pe acest ceas, ceva ce n-am mai văzut până acum la ceasurile Apple. Este Siri 6 cu un procesor, cred că mai puternic, n-au anunțat ce procesor este, dar cu un ecran mai mare. Hai să mergem mai departe și la iPad-uri, pentru că avem două modele noi. Modelul care cred eu că este, va fi pur și simplu un succes instant, și spun asta pentru că este și cea mai vândută tabletă. Acesta este iPad simplu iPad, o să-l găsiți pe la 1700-1800 de lei și nu pot să recomand altceva mai bun. Această tabletă este compatibilă și cu tastatură, și cu pencil, este o, o, unealtă ideală pentru cei mici să învețe, foarte bună și pentru tot felul de alte aplicații pe care le folosiți în timpul liber sau în călătorii și vine la un preț foarte bun, 329 de dolari, cum spuneam, 1700-1800 de lei și N-am prevăzut funcții noi arătate pentru această tabletă sau pentru iPad Mini despre care o să vorbesc imediat, pentru că foarte multe din aceste funcții o să vină în iPad OS care o să fie disponibil cred că împreună cu iOS pe 15 uh, nu, pe 20 septembrie. Așadar, avem și iPad Mini care arată ca un iPad Air, dar în, în miniatură, ecran de aproximativ 8 inch și uh, este un este o tabletă foarte compactă, foarte interesantă, ușor de folosit la fel nu cred că este compatibil cu tastatura 499 de dolari, asta înseamnă undeva la vreo 2000, cred că 2800 de lei. Și apoi putem să trecem mai departe la iPhone-uri, unde avem patru modele noi. Avem așadar iPhone 13 Pro și Pro Max, 999 de dolari, dar 1600 de dolari pentru varianta cu 1 de stocare. Avem așadar noi senzori pentru camerele foto, iar acum toată această zonă de fotografie, tot ce vedem aici cu lidar, cu blitz și așa mai departe, ocupă ceva mai mult spațiu ca pe iPhone 12, aproape jumătate, adică e destul de simetric adică spațiul care rămâne uh, liber aici, nu nu e doar într-un colț uh, ca la generațiile precedente și uh, ce este diferit, uh, radical diferit față de generația precedentă este display-ul care vine de acum cu 120 de Hz o funcție pe care o avem deja pe telefoanele cu Android de ceva timp, uh, iar pe iPhone 13 Pro, deloc surprinzător, avem ecran de la uh, de la Samsung. Avem o rată de refresh uh, variabilă. Asta este diferența ca bateria să țină ceva mai mult, probabil Apple așteaptă această tehnologie. Avem apoi iPhone 13, care cred că o să fie un succes instant și ce este diferit la iPhone 13 față de iPhone 12? Face ID-ul, zona aceasta de notch este ceva mai mică, deci ocupa mai, mai puțin spațiu din ecran, ai mai mult ecran, iar camerele de acum sunt așezate în diagonală ca să te poți lăuda mai ușor prietenilor tăi că ai cel mai nou iPhone, când îl ții la ureche să se vadă destul de ușor și rămâne și varianta mini și deloc întâmplător la mine la noi în redacție a ajuns și Sony Xperia 5 III este un telefon comparabil cu iPhone 13 Pro, ce are interesant acest telefon, pe lângă faptul că este un telefon compact, are camera de aici în partea de jos are zoom variabil, adică nu are 3X și atât, ci pur și simplu sunt niște obiective acolo care se mișcă ca să ai zoom variabil să dai zoom cât vrei tu, fără să E o combinație între digital sau optic neapărat, și tot în studio a ajuns și Samsung Galaxy Watch. 4 și 4 clasic pe care eu îl țin acum la mână ceasul despre care voi vorbi un pic și sâmbătă dimineață la ora 10 atunci când voi analiza în detaliu lansarea pe care Apple a avut-o aseară și de ce ne-a dezamăgit și unde ne-a plăcut până la urmă și gata, mă opresc aici ne vedem mâine dimineață, la revedere și o zi minunată să aveți!